joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptare. Avem un premiu de 800 de euro în această dimineață. Ca în fiecare luni, începem de la 100, dublăm la 200, la 400 și sper eu la 800. Roxana din Brașov ar trebui să fie pregătită pentru jocul ăsta. Bună dimineața, Roxana! Bună, Rox! Bună dimineața! Ce faci? Bine, pe acasă. Pe acasă. Cu cine ești acasă? Cu părinții. Foarte bine, bravo! Cât sunteți în casă? Trei. Păi poate erau toți părinții. Nu, numai bine. Noi trei. Bine, bravo, Roxana. Avem 800 de euro pentru tine azi. Super. Cu ce te ocupi, Roxana, tu? Sunt traducător. Bun. De ce limbă? Engleză și franceză. Aha. Vezi că am auzit că se caută la Cotroceni un traducător de engleză. Da. Adică așa ar trebui după ce au fost niște dificultăți. Au fost niște mici dificultăți. Poate că nu venise traducătorul și au luat pe cineva de pe stradă. Din public. Da. Bun, da. Deci Roxana din Brașov, traducător, astăzi de acasă cu părinții în concurs. Face așa un tablou. Ca să recapitulăm, să punem toate datele. Un Roxana, mitonica. Da, e simplu azi, ca de obicei. De fapt, da, de obicei e simplu, nu? Principala dificultate a acestui concurs o reprezintă emoțiile participanților, să știi. Corect. Acum, serios, nu vreau să-i țin în partea lui Luca, dar chiar a ales patru întrebări cele mai simple. Nu cele mai simple, dar sunt suficient de simple. Hai, Roxana, vrei să începem? Ești pregătită? Da, când sunteți și voi? Noi suntem non-stop. Hai. 100 de euro. Întrebare de încălzire pentru 100 de euro, Roxana. Care este moneda națională a Bulgariei? Leva. Leva. Da. Leva. S-a notat. Leva nu-i polonez? Levan Dovski? Hai mă, George. Am încercat și eu să schimb un pic. Bravo, e bine, Roxana. Yay! O descătușare. Așa ne bucurăm noi în Ardeal pe aici. Foarte bine. Ia spune, Roxana. Continuăm, nu? Da, normal. E sigură pe ea, mă, merge până la capăt. Spune, ne ia toți banii azi. Bine. 200 de euro. Roxana. Da. Mai aveți de discutat ceva? Adică vă deranjez? Nu. Okay. E ca profesorul ăla exigent. Doamna mama, cred că e cam suspicioasă față de noi. Și a zis, nu o să înceapă acum cu dalea nasoale. Nu sunt dalea nasoale, doamnă. Stați liniștită, nu ne mai bănuiți numai de răutăți. Roxana, pentru 200 de euro, ce nume are ursul polar din cartea lui Cezar Petrescu? Fram. Ăla-i frigiderul. Da, frigiderul, corect. Da, spune-i tu, Zav, de ce râdeam. Ne doream foarte mult ca cineva să răspundă la întrebarea asta, Dănuț. Dar Fram e răspunsul corect. Bravo, Roxana! Dar vă știți, Spangu, că e cu ceva de la voi, de la Cluj, de acolo. Da, e din Brașov, Roxana. Da, e din Cluj, în partea aia, Ardeal. Ursule, au făcut ăștia o bere cu numele tău. Bere de nuț? Nu știa bancul, dar nici nu înțelege gluma. 200 de euro, Roxana, sunt banii tăi. Acum, următorul pas înseamnă 400 de euro. Păi, mergem mai departe. Mergem mai departe. 400 de euro. Ai ales foarte bine să mergi mai departe, Roxana. Ce-i de râs? Că e tot de prin partea voastră de lume. Așa. Pentru 400 de euro să ne spui în ce județ se află Castelul Corvinilor. Hunedoara.
În județul Hunedoara. Băi, în județul Hunedoara. Băi, în județul Hunedoara. În județul Hunedoara. În județul Hunedoara. În județul Hunedoara avem 400 de euro. Roxana, ce ne faci? Ne iei toți banii? Păi nu știu, să vedem. La 400 de euro nu te-ai mai bucurat, am văzut. Ba da, ba da, dar știam că-i bine. Adică... Mai silențios, așa. Da, da, mai... Ai 400 de euro, poți face 800 alături de părinții tăi. Cum facem? Vrei să te gândești? Ai nevoie de timp de gândire? Da, de 4 minute. Ba, avem chiar 6. E bun. Bine, ne întoarcem. Roxana a câștigat. Gândiți-vă bine să știi că... Nu... Câți ani ai, Roxana? Iartă-mă că... A intrat deja în discuție cu ei în ședință. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM. 8:47, ne-am întors în deșteptarea. Colegii, am uitat să vă spun că am visat azi noapte. Așa. O ascultătoare care merge până la capăt, la dublu sau nimic. Nu cred. Nu v-am zis? Vă zic acum. Fiți atenți. Roxana? Da? Mai ești cu noi? Da, sigur. Gata. Suntem la dublu sau... Suntem la dublu sau nimic, să spunem și celor care ne ascultă. Roxana a răspuns la 3 întrebări, are 400 de euro și e în față, în față cu întrebarea de 800 de euro din această dimineață, ultima, doar că s-a gândit un pic, să vedem ce a decis. Păi am decis să merg mai departe. Yes! Bravo, domnule! Bravo, bravo! Bravo! Excelent! 800 de euro. În sezonul acesta, ești prima care ajunge până la ultima întrebare, da, și merge mai departe. Da, bravo. Bravo, bravo, Roxana. 800 de euro. Și da. Întrebarea asta o plimb de luni. Am avut o concurentă care era curioasă ce ar fi fost ultima întrebare. Să știi că asta e, dacă ne asculți acum, asta e întrebarea, da, pe care ai fi primit-o și tu. Dar o primește Roxana în dimineața asta, alături de părinții ei, pentru 800 de euro. Vă concentrați că nu e greu. Unde, da, unde s-a născut Freddie Mercury, solistul trupei Queen? În Tanzania. Tanzania, ai zis? Da. Unde e Tanzania? Știi unde e Tanzania pe hartă? Ai o hartă? Da. Ai o hartă, lângă, ai o hartă la tine? Prin Africa, pe lângă Africa, parcă. N-ai o hartă la tine, nu? Nu. Vezi că undeva la nord-est de Tanzania e un semn. Scrie pe el 800 euro. Bravo, Roxana, ai luat 800 de euro. Felicitări. Sau nimic. Bravo, bravo. Maestru s-a născut maestru în Zanzibar, insulă ce aparține Tanzaniei. Răspuns corect. Bravo, Roxana, ai câștigat 800 de euro la dublu sau nimic. Prima câștigătoare de mare premiu a ediției, a sezonului. Yay, show must go on. Cum? Show must go on. The show must go on. Asta este. Noi nu ne-am prins. Ia vezi, DJ găsește. Păi nu știu ce, nu, dacă nici cerut, nu cred că avem. Eu cred că avem. S-a câștigat la bătălia hiturilor cu ea. Să-i facem pe plac. Păi de asta s-a scos. Campioanii. Bine, Roxana, da, felicitări. Alături de părinții tăi ai câștigat 800 de euro în această dimineață. Ce să zic, te așteptăm în continuare pe frecvențele noastre și sper să ne întâlnim și cu altă ocazie. Bine? Și noi sperăm. Mulțumim tare. Bravo, bravo. Ce frumos.